autocar a ieșit din decor sâmbătă noapte pe drumul european E87, județul Tulcea. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. În autocar se aflau 30 de cetățeni ucraineni. Incidentul s-a petrecut în zona localității Cataloi. Pompierii militari au intervenit imediat pentru a acorda asistență pasagerilor, dar și șoferului. Echipajele de la drumuri naționale au repus autocarul pe partea carosabilă.